Dumnezeu să vă binecuvânteze. Bine ați venit, dragii mei, la emisiunea De la moarte la viață. Viața este în Dumnezeu și să curgă peste voi și familiile voastre. Astăzi ne vom încuraja citind din Psalmul 45. Am intitulat mesajul de astăzi Binecuvântat de Dumnezeu pentru un scop mai înalt. Fiii lui Core au compus psalmul acesta pentru ca să știe, ei se închinau împăratului, lui Dumnezeu, dar în același timp aduceau cinste și împăratului lor, David. Mă rog din toată inima ca binecuvântarea aceasta să fie peste tine și peste mine și străini pentru un scop mai înalt. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, ca pana unui scriitor iscusit, așa să-mi fie limba. Dorința cea mai mare ca psalmistul este ca într-un mod special inima lui, ce este în inima lui, clocotul acela să poată să fie exprimat pe buzele lui și să aibă ca și final, ca și țintă, lucrarea de laudă pentru împăratul. Dar cum arată împăratul acesta ca lucrarea să fie de laudă pentru el și să primească lucrul acesta? Psalmistul spune despre împărat: tu ești cel mai frumos dintre oameni. Tu ești cel mai frumos dintre oameni și harul este turnat pe buzele tale. De aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Un împărat care merită lauda, care merită închinarea, este în mod special un om care este frumos. O autoritate care merită aprecierea este, în primul rând, un om care este frumos. Frumusețea este dată de Dumnezeu și în mod special prin revărsarea harului lui Dumnezeu peste el. Harul este turnat pe buzele tale. De aceea Dumnezeu te-a binecuvântat ca să faci parte din harul acesta, din durarea care curge peste tine, să o dai celor din jur. În Luca, capitolul 4, versetul 22, despre Iisus Hristos, un om frumos sau omul frumos, se spune așa: toți îl vorbeau de bine și se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui. Despre Iisus Hristos se spunea, el vorbește ca unul care are autoritate. Nu numai transmite adevărul, dar are ceva special, are un har special. Când apostolul Ioan scrie Evanghelia după Ioan, foarte interesant ce spune despre Dumnezeu. Spune că Dumnezeu era la început, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu și la un moment dat spune și cuvântul a venit între oameni și a făcut cort între oameni și cuvântul acesta era plin de har. Noi am văzut cuvântul lui Dumnezeu, spune Ioan, că era plin de har și de adevăr. Am văzut cuvântul acesta și dacă îmi permite să citez din Ioan, capitolul 1, cuvintele pe care Ioan le-a spus despre omul acesta frumos. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi toți am privit slava Lui, slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea pentru că era înainte de mine. Ca și autoritate, mai mare decât Ioan. Noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nu numai că harul și adevărul, spune Ioan, a locuit printre ei și au privit persoana lui Iisus, dar au avut parte de harul și adevărul venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Omul frumos este omul care trăiește în har și trăiește în adevăr. Mă rog din toată inima lui Dumnezeu că așa cum s-a arătat harul și adevărul într-o persoană, așa să se arate har, îndurare și peste tine și familia ta.
Mă rog ca harul lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu să fie întrupată în tine și în familia ta. Crede-mă, doar așa putem fi oameni frumoși sau oamenii cei mai frumoși sau oameni care cerul să se uite la noi și să se bucure. Să poți să întâlnești o persoană să spui, de abia aștept să mă întâlnesc cu omul ăla. De ce? Are har. Este plin de îndurare, este plin de milă și în același timp știe cum să spună adevărul. Harul și adevărul au fost în împăratul care merită toată lauda și slava noastră. Psalmistul merge mai departe și spune, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul și trece de la imaginea aceasta omului frumos, plin de har și de adevăr, și îl compară cu un războinic. Războinic viteaz, încinge sabia, podoaba și slava. Da, slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, apără blândețea, apără neprihănirea și dreapta ta să strălugească prin isprăvi minunată. Săgețile tale sunt ascuțite, sunt sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Împăratul nu este doar un om frumos, ci împăratul este și un războinic viteaz. Un războinic care are sabie, un războinic care are un car de luptă, un războinic care are săgeți. Fii biruitor, spune psalmistul. Așa de important cum te vezi, să știi că Dumnezeu vede în tine un biruitor. Dacă ești un om frumos, dacă ești un om care prețuiești harul, dacă ești un om al adevărului, să știi că în ochii cerului ești biruitor. Mă rog din toată inima să crezi lucrul acesta. Dumnezeu te-a chemat nu să fii doar un om frumos, ci să fii și un războinic viteaz. Dar dacă ești un războinic, să știi măcar pentru ce te bați. Nu pentru a lua viața oamenilor, ci pentru a aduce har, aduce adevăr și aduce cu adevărat viață din Dumnezeu pentru cei din jurul tău. Fii biruitor. Sabia. Folosește sabia cuvântului Dumnezeu sau sabia Duhului cuvântului Dumnezeu. Tot ce vine din Dumnezeu, prin cuvântul Său, să știi că duce la viață. De aceea îți doresc să te lupți pentru viață, să fii un om pentru viață. Suie-te în carul tău de luptă și fii un apărător. De obicei, când era o diferență foarte mare atunci când luptai pe jos, mergând pe jos și în același timp când erai într-un car de luptă, aveai dintr-o dată un mare avantaj. Și avantajul ăla era pentru că dintr-o dată știai că ești peste adversar. Carul de luptă este folosit, cu alte cuvinte, Dumnezeu dă nu numai o sabie, ci îți dă și instrumente, îți dă și un mijloc mai puternic, pentru că misiunea ta este într-un mod special să duci adevărul, blândețea și neprihănirea. Fii un apărător al adevărului. Iisus Hristos a spus despre sine însuși că El este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Pilat, înaintea lui Iisus, l-a întrebat ce este adevărul. Iisus nu a răspuns, pentru că răspunsul era evident înaintea ochilor lui. El era adevărul. Adevărul este o persoană. De aceea, Domnul să te ajute pe tine și familia ta când cauți adevărul, când cauți harul, când cauți pe cineva care este curajos. Să vezi curajos, să vezi un om curajos, un om care se bate pentru lucrurile lui Dumnezeu, un om care se bate pentru a promova caracterul lui Dumnezeu. Adevărul, blândețea și neprihănirea. Cu alte cuvinte, să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ce țintește într-un mod special un războinic cu săgețile lui? O singură lovitură ca să poți să câștigi și în mod special se țintește inima. Săgețile tale țintesc inima. Vrăjmașii sunt străpunși în inimă. Dragul meu, dacă Dumnezeu ar fi vrut să cucerească pământul acesta, l-ar cuceri într-o fracțiune de secundă. Dar pământul pe care țintește Dumnezeu în mod special să-l cucerească și să-l cucerim și noi, eu și cu tine și întreaga noastră familie, este să țintim inima oamenilor. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu schimbă inima unui om,
toată viața lui se schimbă. Mă rog ca să folosești cuvântul lui Dumnezeu, mă rog să folosești caracterul pe care Dumnezeu l-a pus în viața ta și tot ceea ce tu ai ca să țintești inima oamenilor. Și ținta finală sau victoria finală este când omul sau inima omului îl va iubi pe Dumnezeu și își va iubi aproapele. Este o mare problemă. În Proverbe spune despre inimă că păstrează-ți inima sau păzește-ți inima mai mult ca orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima noastră, într-un mod natural, este de deznădăjduit, de rea și de înșelătoare. Nu putem să ne credem în inima noastră. Din ce? Din cauza păcatului, din cauza neascultării noastre de Dumnezeu. Așa am devenit. Inima ne înșeală. În schimb, o inimă schimbată, o inimă transformată, o inimă în care Dumnezeu vine să locuiască în ea, prin cuvântul Său, prin Duhul Său cel Sfânt, schimbă întreaga viața noastră. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să-ți atingă inima și să schimbe inima și să vezi cum se schimbă viața ta și viața familiei tale. Pentru asta îmi doresc în mod special. Aș vrea ca inima mea să-L iubească tot mai mult pe Dumnezeu, să iubesc tot mai mult oamenii și să pot trăi în iertare și copiii copiilor mei să calce pe urmele mele și pe urmele lui Hristos și să fie oameni cu inima care iubesc pe Dumnezeu și își iubesc semenii. Deci, te încurajez să fii un om al harului și al adevărului, te încurajez să fii un războinic viteaz, să folosești cuvântul Său, destinul tău este să fii biruitor, te încurajez să fii un promotor al adevărului, al blândeții, al neprihănirii și să țintești dragostea și în mod special dragostea în inima oamenilor. Apostolul Pavel spunea lui Timotei în 1 Timotei 1:5, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o inimă neprefăcută. Ținta poruncii este dragostea. Dragostea care trebuie să țintească inima noastră. Psalmistul merge mai departe și îmi spune: sunt binecuvântat pentru un scop mai înalt. Care ar fi un scop mai înalt decât să fiu un om frumos, decât să fiu un războinic? Este să ajung să fiu un închinător adevărat, să recunosc pe Dumnezeu ca autoritate. Spune el mai departe: scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Foarte interesant. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Cu un îndelemn de bucurie mai presus de tovarășii tăi de slujbă. Smirna, aloia și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele. În casele tale împărătești de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde. Să ajungi să fii binecuvântat ca să te închini lui Dumnezeu. Și ca să poți să te închini lui Dumnezeu, trebuie să recunoști ca autoritate. Dumnezeu stă pe scaunul Său de domnie și scaunul Lui de domnie este veșnic. De aceea, orice încercare a omului de a putea să-L detroneze pe Dumnezeu este un lucru imposibil. Dumnezeu este veșnic. Noi ca oameni suntem muritori. Dar prin credința în Hristos am primit promisiunea aceasta de la Cel care a fost uns de Dumnezeu ca să fie împăratul nostru. Am primit promisiunea aceasta că oricine se pocăiește de păcatele lui, de greșelile lui și crede în persoana lui Iisus Hristos are viață veșnică. Viața veșnică începe încă de pe acest pământ, începe din inima noastră și se termină și continuă în eternitate. Deci, cu alte cuvinte, îți doresc din toată inima pentru tine să ai o viață de calitate. Dar viața de calitate este doar aceea în care Dumnezeu are loc în ea. Și în același timp, o viață eternă. Aceasta este promisiunea celui care a înviat din morți a lui Iisus Hristos și asta este o promisiune pentru noi.
Scaunul de domnie este veșnic, toiagul lui de domnie al împărăției lui este veșnic și este un toiag de dreptate. Persoana care stă pe scaun este o persoană care iubește și îmi place atât de mult imaginea aceasta. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. Dumnezeu iubește să fie drept, iubește să fie plăcut. Dumnezeu în același timp urăște răutatea. Mă rog din toată inima ca să ajungem atunci când ne închinăm lui Dumnezeu și ne ridicăm de pe genunchi să pot să spun, Doamne, vreau să iubesc și eu ceea ce iubești Tu și vreau să urăști ceea ce urăști Tu. Ești vrednic de închinare. În versetul 11. Fiindcă este Domnul tău, adui închinarea ta sau închinăciunile tale, în traducerea aceasta. Este Domnul tău, adui închinarea ta. Nu numai să recunoști pe Dumnezeu ca și Domn, nu numai să recunoști că este pe scaunul de domnie, nu numai să recunoști că are un toiac de autoritate și El este drept, nu numai să te bucuri că va face El dreptate într-o zi pe pământ, dar ce așteaptă Dumnezeu este ca în mod special tu să-ți pleci genunchiul. Și plecarea genunchiului începe cu o inimă care să-L recunoască și să-L iubească pe Dumnezeu. Dumnezeu este persoană și e foarte important să știm că El este acela care ne înțelege. Hristos când era pe pământ spunea că nu avea nimeni, nu avea nevoie de nimeni să-i facă cunoscut ceva ce este într-o persoană pentru că El însuși știa ce este în persoana respectivă. Știa dintr-o dată pentru că vedea ce este în persoana respectivă, dar în același timp Hristos trăia și un lucru extraordinar. Trăia experiența umană în trupul Lui. De aceea Dumnezeu s-a întrupat în persoana Lui Iisus. Cu alte cuvinte, cunoștea din proprie experiență și în același timp ca și Dumnezeu vedea și știa ce este în inima ta și în inima mea. Din cauza aceasta nu avem cum să ne ascundem, ci din contra, să fim înțelepți, să fim deschiși așa cum suntem noi. Când iubim, iubim, când urâm, urâm, dar să putem să spunem, Doamne, aș vrea să iubesc ce iubești Tu și aș vrea să urăsc ceea ce urăști Tu. Sunt promisiuni foarte frumoase în psalm și spune mai departe. Printre preiubitele tale sunt fete de împărați, împărăteasa, mireasa ta stă la dreapta ta împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea, uită pe poporul tău și casa tatălui tău. Și atunci împăratul tău va pofti frumusețea ta, fiindcă este Domnul tău, adu-i închinarea ta. Fiica Tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta. Fata împăratului este plină de strălucire înăuntru casei împărătești, ea poartă o haină țesută cu aur. Este adus înaintea împăratului îmbrăcată cu haine, cu sute la gherghef și urmate de fete, însoțitoarele ei, care sunt aduse la tine. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră în casa împăratului. Copiii tăi vor lua locul părinților tăi și vor pune domni în toată țara. Din neam în neam îți vor pomeni numele, de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele. Ce minunat este că atunci când te închini lui Dumnezeu, intri în familia lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe oameni și în persoana lui Iisus Hristos, El socotește pe toți cei care cred în El ca și logodnica Lui, ca și viitoare mireasa Lui. De aceea spune, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Suntem comparați ca o mireasă care trebuie să trăim în curăție, trebuie să trăim în credincioșie, în loialitate față de Cel care este mirele nostru și care și-a dat viața pentru noi, Iisus Hristos. Îți doresc din toată inima să iubești curățirea, să iubești de a fi asemenea lui Hristos și în același timp să iubești pe toți cei din familia Lui. Copiii tăi vor domni în țară, cu alte cuvinte o promisiune. Când tu iubești, este o ușă deschisă extraordinară ca Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și prin tine pe urmașii urmașilor tăi. În Tit, îmi place așa de mult când Apostolul Pavel îi scrie lui Tit și dă într-un fel ca o esență.
Și el spune, vorbește despre harul lui Dumnezeu. Atunci când vorbește în capitolul 2, de la versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să scurăcească un norod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. În esență, harul a fost arătat și harul a fost arătat în persoana lui Iisus Hristos. Omul cel mai frumos, viteazul biruitor, Dumnezeu care domnește. Dar când Pavel îi vorbește despre harul acesta arătat, spune, harul acesta ne-a răscumpărat. A fost plătit un preț în persoana lui Iisus ca noi să-i aparținem lui. În prezent, harul acesta ne schimbă, ne învață să trăim cu cumpătare, cu dreptate și evlavie. Dar ce este interesant este că descoperirea harului acesta va fi făcută și în viitor. Noi așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Dragul meu, mă rog din toată inima să ai parte de harul său, să ai parte de adevărul lui și să iubești într-un mod special viața de sfințire. De ce spun lucrul acesta? De dragul jertfei care a fost făcută la cruce pentru tine și de dragul și de dorul celui înviat care se va întoarce. Nu ar fi extraordinar ca, uitându-te în viața ta, să spui, Doamne, am nevoie de harul Tău, am nevoie de îndurarea Ta peste mine. Am nevoie, Doamne, să cunosc adevărul, să iubesc adevărul. De obicei, prețuim lucrurile în absența lor. Dacă întâlnești un om care îi rău, zici, ah, de-aș găsi un om blând. Dacă găsești un om, întâlnești un om care spune minciuni, spui, ah, dacă aș putea să întâlnesc pe cineva care spune adevărul. Ei, gândește-te ce important este că Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să întrupeze harul și adevărul. Să întrupeze un războinic viteaz care vine să bată pentru valorile lui Dumnezeu, pentru caracterul Dumnezeu și să-ți ofere viața veșnică. Mă rog din toată inima ca să fii umplut de harul lui Dumnezeu, de adevărul lui Dumnezeu, de caracterul lui Dumnezeu, tu și întreaga ta familie. Și să te poți bucura de el și să răspândești în jur, pentru toți cei din jur, lucrul acesta. Poți fi un om frumos, poți fi un războinic viteaz și poți fi o autoritate ca să faci cinste lui Dumnezeu și celor din jur. Dumnezeu să-ți asculte rugăciunile și să te binecuvânteze cum numai El știe spre binele tău veșnic.